Bună! Eu sunt Roxana Burău și sunt instructor coregraf la Centrul de Dans Total Dance Center din Constanța. Iar astăzi vom face împreună un coc perfect de balerină. Vom avea nevoie de o perie, un elastic, acid de păr, agrafe, un fileu, fixativ, spumă sau ceară. Primul pas. Ne feriem foarte bine părul. Apoi vom face o coadă. Atenție cum, aici este foarte important. La cocul de balerină nu se face coada sus, nici foarte jos, ci la mijloc. Facem o coadă foarte bine strânsă. Apoi vom fixa foarte bine coada și firele care sunt în plus. Ok. Avem nevoie de acele de păr. Vom roti coada și vom face un nec. Aici. O mână ținem cocul, iar cu cealaltă mână vom fixa acele de păr. Deoarece aplicăm fileul. Acesta este un fileu profesional de păr și îl vom pune în felul următor. Aici îl rotim și îl aplicăm aici. Luăm din nou acele de păr și le fixăm. Le băgăm în fileu. Trebuie să simțiți cocul foarte stabil. Pentru că atunci când facem o piruetă, să nu ne cadă. Ok. Apoi, vom lua din nou fixativ și vom fixa și fileul și aici filele care rămân în plus. Vom avea nevoie de câteva agrafe, mai ales dacă aveți părul creț. Laterale, dreapta și stânga. Și cam acesta este cocul de balerină, făcut în câteva minuțele. Voiam să vă mai spun un lucru. Nu folosiți la spectacole sau la studii bureții de coc, deoarece cocul trebuie să fie cât mai plat. În niciun caz foarte mare, dar ieșit în evidență. Cocul de balerină perfect, așa se face, fără burete. Bureții s-au inventat după. Ok? Așadar, vă urez succes și spor la treabă!